Salutare fulpițelor și fulpișorilor! În episodul de azi, fica mea, Angelica Ciolica, o să fugă de acasă? Ce? Stai să vedeți ce o să se întâmple, pentru că o să fiu foarte, foarte îngrijorată, pentru că nu o să o găsesc. Unde fuge Angelica? Unde este a mea Ciolica? Dacă vreți să vedeți, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi. Auzi, colega, Ami, știi ce mi-a adus mami? Cele mai tari pixuri mi le-a adus direct din Germania și faza e că au niște ștampile. Sunt foarte, foarte tari pixurile astea. Nu a văzut orașul acesta Brookhaven niciodată asemenea pixuri. Mamă, ce tare de tine că ți-a adus mama ta pixuri din astea faine. Ești atât de norocoasă. Mi-aș dori ca mama să-mi cumpere și mie. Da, o să mai îmi aducă și cu alte culori. Până acum am roșu, galben și albastru. Cred că s-a sunat Mirunica. Hai să ieșim în pauză. Bine, hai să mergem. Ați venit copii de la școală? Da, mami, a fost foarte frumos la școală. Și la tine, Cosmin, cum a fost? Te-ai distrat? Da, a fost super, super, m-am jucat în pauză cu toți copiii, mamă, am atâția prieteni. Ce mă bucur că ați fost la școală și nu ați mai încercat să chiuliți. Foxy, cred că a sunat cineva la ușă, trebuie să mergem să răspundem. Aștepți pe cineva? Sincer, nu. Ok, haide, lasă-mă opus să vedem cine este oare. Foarte ciudat că nu așteptam musafiri. Hai să vedem. Bună ziua! Bună ziua, sunteți părinții lui Angelica? Da, eu sunt mama ei și el e tatăl, Hudinașul. Aha, deci voi sunteți. Să-i ziceți la micuța voastră fetiță să ia pixul cu ștampila înapoi la Mirunica. Mirunica toată ziua a plâns că fata voastră i-a furat pixul preferat cu ștampila. Să-i dea înapoi furăcioasa care e. Stai puțin, Angelica a noastră, doamnă, exagerați, Angelica nu ar fura nimic. Ei, nu! I-a zis lui Mirunica, un coleg de clasă, Leo, că a văzut-o pe Angelica când i-a furat pixul în tenar. Se zice să-i aducă pixul înapoi, ați înțeles? Stai puțin, cred că e o greșeală, dar o să mă duc să vorbesc cu Angelica. Așteptați, vă rog. Da, da, aștept. Așa ați educat-o să fure. Deja mă enervează doamna asta. Angelica nu fură nimic, zi, Houdini. Da, sigur n-a fost Jolica noastră. Numai puțin că mă duc să o chem pe Jolica. Da, da, și să ducă pixul ăla furat. Cred că a venit după pix, dar pixul e atât de frumos și nu vreau să-l dau înapoi. O să plec de acasă cu pixul, pentru că e frumos și al meu rămâne și îmi place ce am desenat azi toată ziua cu acest pix. Plecat.
Angelica? Angelica? Cosmin? Ai văzut-o pe Angelica? Babi, da, am văzut-o, adică mă rog, am văzut-o, dar a fugit în grabă. A fugit? Unde a fugit? Da, habar n-am, nu știu, că ne-am întrebat-o și a uitat pe geam și părea așa foarte, foarte supărată, ca și cum ar avea ceva și urmează să vii să îi iei chestia aceea și după aia a fugit. Deci e adevărat? Angelica a furat un pix de la colega ei? Pix? Habar nu am despre ce vorbești, că eu stăteam pe tabletă, mă jucam Roblox cu prietenii mei. Ok, fiule, șoacă-te în continuare. Te pupă, mami. Aoleu, ce mă fac acum? Nu vă supărați, doamna. Sunt sigură că este o mare neînțelegere. Eu zic să mergeți acasă și vă dau un telefon mai târziu, pentru că fica noastră nu este momentan acasă. Da, nemernica aia, să-i dea pixul înapoi la fetița mea Mironica, că uite ce plânge. Vreau pixul înapoi, pixul meu e din Germania și are ștampilă. Da, vă înțeleg, dar sunt sigură că nu e de vină Angelica. O să vă sun eu când vorbesc cu fica mea, la revedere. Hai, Houdini, repede în casă. Dinașule, știi care e problema? Angelica nu este acasă. Ce? Angelica nu este acasă? Unde este? Cred că a fugit de acasă. Mi-a spus Cosminelu că ne-a pândit și a văzut ce se întâmplă și cred că a plecat, că nu a vrut să dea pixul înapoi. Oh, nu, e clar, trebuie să mergem să o căutăm, trebuie să o găsim. Hai să mergem repede. Oare unde s-ar fi putut ascunde? Bună, auzi, nu te supăra, fetița. Pari de o vârstă cu fetița noastră. Ai văzut-o cumva? O cheamă Angelica Jolica și nu o găsim. E dispărută de câteva ore. Nu am văzut. Oh, nu, serios? Dar măcar o cunoști? Da, cred că e în clasă cu mine. Habar n-am. Aoleu, credeam că ne poți ajuta. Nu știu unde să mai căutăm. Poți să ne dai așa măcar un indiciu pe unde am putea să mai mergem? Nu știu. Dacă aș fi de vârsta ei, aș merge la magazinul de bomboane. La magazinul de bomboane? Bună idee, Foxy. La Angelica Jolica îi plac bomboanele. Vai, Houdini, nu este Angelica nicăieri. Hei, Mironica, tu ești Mironica. Tu ai zis că ți-a furat pixul. Ai văzut-o cumva pe Angelica? În primul rând nu am văzut-o, în al doilea rând îmi vreau pixul înapoi, pentru că are o ștampilă și îmi vreau ștampila înapoi, da? Vă rog să-i spuneți să-mi aducă pixul. Mironica, în primul rând sunt sigură că Angelica nu ți-a furat pixul. În al doilea rând e mai important faptul că a dispărut fetița noastră acum, deci dacă ai văzut-o, te rog să ne spui. Nu știu unde este și îmi vreau pixul înapoi, da? Vreau să mi-l dați cât mai repede. O seară bună, haide, Houdini, să mergem acasă. Poate Angelica a ajuns deja acasă și noi o căutăm degeaba prin oraș. Sper că este în regulă, sărăcuța noastră fetiță. Nu știu ce e în inima ei de a fugit. Angelica, pe unde ai umblat? Te-am căutat prin tot Brookhaven-ul. Angelica, de ce ai fugit de acasă? Mami! E pix cu ștampilă, mami! Știi ce e ăla, un pix cu ștampilă? E atât de mișto, mami! Vreau și eu pix cu ștampilă! Te rog, mami, nu mă certa, nu mă pedepsi, că vreau pix cu ștampilă! Angelica, nu mai plânge! Te rog! Mai plânge. Mami, te rog, nu la pixul. Vino cu acea, Angelica, să te iau în brațe și să povestim. Haide, nu mai plânge. Bine, mami. Angelica, bebelușul mica lui mami. Da, mami, te rog, nu la pixul. Îl ador. Toată ziua am desenat cu el. Deci, Angelica, tu i-ai furat pixul la colega ta, Mironica? Nu. Îl am împrumutat.
Păi, Angelica tot furt este și ăsta. Da, mami, te rog, îmi place Pix prea mult. Angelica, uite ce îți propun. Mergem sus la calculator și dăm o comandă de pixuri cu ștampilă așa cum îți plac ție. Wow, mami! Îmi cumperi și mie pixuri? Din astea din Germania? Da! Și o să-ți iau câte vrei tu pe toate culorile, dar vreau să-i dai înapoi pixul colegei tale. Da, mami! Mi-e place pixul acesta! O să-ți iau pixul pe care l-ai furat, plus altele, și o să o invităm pe colega ta și pe mama ei la un grătar și o să-i mai luăm și ei încă un set de pixuri ca să nu fie supărată pe tine. Grătar? Stai așa, Foxy, că mă duc să pregătesc ardea, am plecat. Da, stai că mă duc cu Angelica aici să comandăm pixuri. Deci nu mai plânge, Angelica, că nu-i nimic, dar data viitoare să nu mai furi pentru că nu-i frumos, bine? Scuze, mami, dar mă bucur că mi-e și mie pixuri cu ștampilă. N-o spune, Angelica, ce pixuri vrei? 10 pixuri colorate roz, 10 pixuri colorate vezi, 10 pixuri roșii, 10 pixuri mov, 10 pixuri cu ștampiluță floricică, 20 de pixuri cu ștampiluță ursuleț. Ok, Angelica, și pentru colega ta ce-i luăm? Nimic, mami. Angelica, am zis că trebuie să-i luăm și ei un set, ca să nu fie supărată pe tine că i-ai luat pixul. Mami, abi o idee, am putea să-i luăm toate pixurile la colega ei. Cosmin, nu-i frumos? Vrei și tu, Cosmin, pixuri? Da, dar vreau să-mi iau 150 de pixuri. De care? De toate culorile. Ok, bun, le-am adăugat în coș. Angelica, care este culoarea preferată a lui colega ta? Nu știu, mami, și nu-mi pasă. Cred că negru. Nu, mami, la Mirunica îi place roșu, urăște negru. Angelica, trebuie să-i luăm ce culoare îi place. Nu, mami, ia-i negru. Îi luăm roșu și cu asta bastea. Bine, mami. Uite, Mirunica, îmi pare rău că ți-am luat pixul. Uite aici încă 10 pixuri negre, preferatele tale. Hei, urăsc pixurile negre, îmi plac roșii. Scuze, cele roșii s-au terminat. Haideți toată lumea la grătar, haideți să ne simțim bine și să uităm de această întâmplare nefericită. De acum înainte, fetele sunt prietene, așa că doamna mămică Paula, suntem ok acum? Da, 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 hai să zicem. Depinde cum faceți burgerul ăla. Oh, auzi la ea ce pretențioasă e Houdini. Nu contează, eu sunt cel mai bun bucătar. Nu o să dezamăgesc nicio persoană. Ia uite ce se distrează fetele. Mă bucur că sunt prietene și că nu mai fură una de la alta, ca să zic așa. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, mă bucur că fetița mea, Angelica, este acum din nou prietenă cu colega ei, dar nu e frumos să furi un lucru care nu îți aparține. Deci, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi frumoasă ca și voi. Noi ne reauzim data viitoare. Vă pup, pa, pa!